Doi tineri, specialiști în tehnologii informaționale, au fost plasați în izolatorul Centrului Național Anticorupție, fiind cercetați pentru acte de corupție. Aceștia au fost denunțați de o altă tânără, care le-ar fi contractat serviciile pentru a obține mai ușor programarea în regim de urgență la examenul teoretic și practic de obținerea permisului de conducere. Potrivit denunțului, cei doi ar fi susținut că au influența asupra persoanelor publice din cadrul direcției de examinare și calificarea conducătorilor auto a Agenției Servicii Publice și că le poate determina să asigure susținerea examenului practic de obținerea permisului de conducere a vehiculilor de categoria B. Astfel, utilizând metoda de plată prin internet, aceștia ar fi pretins și primit 13.500 de lei pentru a intermedia obținerea permisului. La data de 19 martie a fost pornită o cauză penală în baza articolului 326 aliniatul 1 cod penal traficul de influență, temei pentru pornirea urmărirei pe penale servind autodenunțul. În urma acțiunilor de urmărire penală a fost stabilită identitatea persoanelor implicate în faptele expuse, iar ulterior aceștia au fost reținute. În cadrul perchizițiilor efectuate la domiciliul bănuiților au fost depistate mai multe obiecte, documente, carduri bancare ce au valoare probatorie pentru cauza penală, cât și mijloace financiare, prezumtiv obținute în urma activității infracționale în suma totală de 100.000 de lei. Amintim că traficul de influență se pedepsește pedepsește cu amendă în mărime de la 2.000 la 3.000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4.000 la 6.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. Conducerea urmăririi penale este exercitată de către Procuratura Anticorupție.